Dar o precizare, absolut toate rezultatele testelor care sunt procesate în condiții de laborator, în cazul dat, indiferent dacă vorbim despre laboratoarele publice sau private, ele toate, absolut, aceste rezultate sunt reflectate în cifrele pe care noi le prezentăm zilnic și acele analize săptămânale pe care le facem. Câte dintre testele efectuate în țară au fost achitate de cetățeni din banii proprii? Ceea ce ține dacă cetățenii deci au procurat teste, apropo, noi vrem să atenționăm și să atragem atenție la acel slide la care a făcut referire și colegul nostru în privința adresabilității sau adresarea întârziată, haideți să spunem, a cetățenilor către asistența medicală. Sunt foarte multe persoane care, de sine stătător, după un interval de timp, decid ca să meargă la laboratoarele private pentru a realiza această testare. Nu există nicio condiționalitate, nicio obligativitate care vine din partea statului pentru ca persoanele să meargă la laboratoarele private și să realizeze contra cost aceste teste. Oricare dintre persoane, atunci când vorbim despre infecția COVID-19, beneficiază de asistență medicală gratuită din partea statului, care în cazul dat include inclusiv și etapa de prelevare, testare.